telenovela Quiz Penal din familia Șoșoacă e de neoprit. Judecătorii l-au scăpat pe Silvestru Șoșoacă de brățara de monitorizare, însă polițiștii au făcut un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție înainte ca sentința să fie dată. Bărbatul a trecut prin fața casei soției, ba chiar a filmat momentul în care l-au sunat polițiștii. Diana Șoșoacă nu se dă bătută, deoarece, spune ea, ar fi hărțuită și amenințată. Aveți și brățară, mă, nu? Da. Bun. Ați luat legătura cu soția ceva? Nu, n-am luat nicio legătură. Locuiesc aproape și când trec pe lângă, înspre nordul capitalei, trec pe lângă casa ei. Am ocolit cele două străzi care sunt lângă casa ei, am trecut pe a treia pe Vidin, dar văd că nici asta nu e suficient. Episodul s-a derulat cu câteva ore înainte ca judecătorii să dea sentința care spulbere brățara de la piciorul lui Silvestru Șoșoacă. Bărbatul a trecut cu mașina prea aproape de casa senatoarei, iar alarmele ordinului de protecție s-au activat instant. Parcă își cumpărase mini cartier. Mi se pare o nebunie să pui 200 de metri într-un oraș. Nu știu, dacă ar fi un orășel, ce-ai face? Tot 200 de metri, că are un kilometru tot orășelul. Ar fi trebuit un 50 de metri și nu se mai întâmplau lucrurile astea. Păi domiciliul lui era în partea cealaltă, în partea opusă, în diagonală opusă. Deci ce a căutat acolo, vă spun eu ce a căutat. A vrut să arate foarte clar că el nu respectă autoritatea, că nu-l interesează nici instanța, nici ordinul de protecție, nu-l interesează nici faptul că eu îi formulez plângeri penale. Probabil are în spate și sprijinul unei părți din sistem. Diana Șoșoacă nu crede că ar fi o greșeală. Ba chiar spune că s-a speriat teribil când i-a țiuit telefonul. Dorește să mă hărțuiască, pentru că dorește să o hărțuiască pe cea mică, pentru că știe că este frică de el. Acum, bietul copil a menționat că de câte ori o ducea la școală, se repezea la ea, o brusca, urla la ea. Silvestru Șoșoacă a fost dus ulterior la poliție. S-a ales cu un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție. Sunt mai multe bip-bip-uri. Prima dată a fost ieri, eram pe la universitate, n-am înțeles de ce, apoi eram în dreptul cismigiului, iarăși n-am înțeles de ce. Se clasează de la sine toate astea. Iar asta pentru că bărbatul a obținut prima victorie în instanță. Magistrații au decis că nu ar fi un pericol pentru soție și copii, astfel că au revocat ordinul de protecție, ceea ce înseamnă că Silvestru a scăpat de brățara de monitorizare. Sunt foarte fericit, ce să vă spun, să vă arăt piciorul, că sunt ok. Am scăpat de brățară, sunt bine și v-am spus că am cea mai tare echipă de avocați. Nu se pune problema să nu o vin pe Diana în fiecare proces. Cu siguranță o va fi și divorțul în regulă, o să iau numele de Șoșoacă, o să se reîntoarcă la numele de Macovei. E numele meu pe care ea nu face decât să mi-l facă de râs. Asta e ideea, de asta nu vreau. Dacă ar fi o femeie care să știu că are un viitor politic, că nu intră mahalale, nu intră mocilă, nu se tăvălește până noroaie, da, îi l-aș lăsa, dar nu poți să-i lași un astfel de specimen uman. Ce pot să vă spun? Nu are cei 7 ani de acasă. El nu-și respectă propria mamă și propria familie. Deci ce să-i mai face unui astfel de om? E un caz pierdut pentru societate. Diana Iovanovici Șoșoacă este un brand recunoscut la nivel internațional. Domnul Dumitru Silvestru Șoșoacă este nici măcar un bărbat care s-a dovedit a fi un exponent grobian al golănismului românesc de cea mai joasă speță. Senatoarea e foc și pară de revoltată pe decizia instanței, mai ales că ieri Silvestru Șoșoacă a fost dat afară din sala de judecată. Dânsul a fost extrem de violent în sală, au chemat încă 2 jandarmi pentru a putea fi cumva pavăză, deci erau 2, au mai chemat 2. A fost total nerespectuos la adresa instanței, s-a dus violent în față către instanță, s-a rățoit, într-un final instanța l-a dat afară din sala de judecată. Acum mă uitam în hotărârea emisă de către instanță și am rămas, m-a pufnit chiar și râsul, pentru că, vezi, doamne, eu nu par o femeie care să fiu abuzată psihoemoțional. Ce să fac? Sunt cea mai puternică femeie din România. Dar telenovela divorțului, presărat cu acuzații de violență fizică, emoțională și cibernetică, nu se oprește. Luni, familia Șoșoacă se va reuni iar pe holurile instanțelor. Senatoarea a cerut alt ordin de protecție și nu provizoriu, ci pe o perioadă mult mai lungă.
Populația României scade de la an la an și, din păcate, fenomenul îngrijorător este agravat de un altul. Vorbim despre îmbătrânirea demografică, o tendință greu de stabilit care se simte în special în localitățile rurale. În timp ce tinerii nu mai fac copii și preferă să plece din țară, populația rămasă aici o depășește pe cea în putere. Era un sat cu oameni mulți, era populația. Dar acum asta este. Doamna Nela are 73 de ani și este una dintre puținele persoane rămase în Valea Puțului, Cătun, aflat în apropiere de Buzău. Ne spune cu amărăciune în glas că satul izolat între dealuri se stinge de la an la an. Gospodăria sa este înconjurată deja de multe case părăsite, din care oamenii fie s-au mutat în alte locuri, fie au murit. Briceag, Stroie, stătea acolo în casa aia și a murit el. Și a vândut o lui Cristea Lefteri, zicea, și a murit și omul ăla. Și dacă n-am mai avut moștenitori, s-a dărâmat acolo, a plouat, s-a dărâmat. Bătrâna își amintește cu nostalgie de vremurile când satul era plin de viață și de oameni dornici de muncă. Vine mașină și ne lua și ne ducea pe la popasul berei, aveam pământuri, porumb, sfeclă, munceam acolo, da. Râdeau, cântau, da. Șeful ne-a fost săracul ăsta, ne-a oiță, unde e mașina, și acum e și săracul la pensie, și are 92 de ani face anul ăsta. La Valea Puțului, cei mai tineri dintre localnici au în jur de 50 de ani, iar copiii lor au fost ultimii care au frecventat școala locală cu decenii în urmă. Clădirea în care învățau cei mici a ajuns un morman de cărămizi. Tot satul ăsta, amărâtul ăsta de sat Valea Puțului, când era populat odată și era copii, erau copii, erau de la clasa a întâia până la clasa a patra. România este plină de astfel de cătune care dispar puțin câte puțin cu fiecare om care moare. Fenomenul îmbătrânirii lovește și în satele comunei Terebeș din Satul Mare. Tineri sunt mai mulți. Bătrâni am unul, suntem numai vouă câteva. Sunt tineri ăștia care nu stau aici, dar viu așa mai. Chiar și în biserici, participanții sunt din ce în ce mai puțini și mai vârstnici. Tinerii au plecat în străinătate sau în oraș unde au mai multe oportunități. Pot să-i numeri că cât și pe ulița asta, că nu cred că sunt 10 căs. Nu, înțelegi, dragă, nu. Erau mai, mai erau mulți tineri. Erau tineri, erau, dar dapamu, degeaba că s-au dus la oraș copiii noștri, apoi numai când avem ceva de lucru vin să ne mai ajute, că dăm telefon să vie să ne ajute, că n-avem ce face, dragă. La 1 ianuarie 2024, populația României a fost de 21.083 de milioane de persoane, mai puțin cu 0,5% față de aceeași perioadă din 2023. De asemenea, numărul persoanelor tinere este în scădere față de cel al vârstnicilor. Furtunile din ultima perioadă au adus imagini stranii pe cerul României. La Cluj-Napoca, de exemplu, oamenii au crezut că văd cum se formează o tornadă. Fotografiile cu norii ciudați au devenit virale pe internet. O tornadă sau o iluzie optică? Asta s-au întrebat clujenii care au văzut pe cer norul ciudat. Imaginile par înfricoșătoare, dar astfel de scene n-ar trebui să ne sperie, spun specialiștii. Fenomenul a fost denumit shelf cloud și nu are legătură cu tornadele. Este o parte a norului de furtună care se produce în zona în care aerul cald care urcă în norul de furtună se întâlnește cu aerul rece care coboară. Este un nor pe care îl întâlnim în zona frontală a furtunilor, în peste 50% din cazuri, este asociat, bineînțeles, cu vânt puternic, pe care îl întâlnim oricum într-o furtună, dar nu este periculos, nu este o tornadă. De vânt puternic și furtuni vom mai avea parte inclusiv în perioada următoare, pentru perioade scurte de timp, însă prognoza meteo scoate la iveală o altă realitate. Temperaturile se vor menține peste media normală până după Paștele Ortodox. Practic, în aprilie și în prima săptămână din mai, vom avea valori termice specifice lunii iunie. Ne bucurăm că e frumos afară. Na. Bine, în sfârșit, primăvara. Pe care o tot așteptam de ceva timp. Da. Și pentru weekend se anunță vreme bună. Doamne ajută! Vremea caldă i-a scos pe clujeni și astăzi din case. Ce faceți astăzi? Ați ieșit puțin în parc? Nu, vin de la servicii, vin pe jos. Vă bucurați de vremea bună? Da, în ce moment, sigur. Așa e. Toată lumea s-a bucurat de razele soarelui și de vremea plăcută cu maxime de peste 20 de grade. Este foarte frumos aici, cu rațele, cu foarte liniștit. Ați ieșit să vă bucurați de vremea frumoasă. Da, da. Se anunță și mai cald pe weekend. Da, cu cât mai cald, cu atât mai bine. Am zis să profităm de ocazie și să ieșim aici la lac. Ne uităm la rațe, adie vântul, foarte frumos. E relaxarea perfectă. Da, tot. Veniți și zilele următoare, că se anunță vreme și mai bună. Da, cu siguranță venim.
În ultimele luni s-au tot înregistrat depășiri ale recordurilor termice în România, dar și la nivel global. Socoteala de acasă ar trebui să se potrivească cu cea din târg, spun experții. Este important să fim atenți la tot ce punem în coș, astfel încât să nu avem surprize când ajungem la casele de marcat. Doar că acest lucru nu prea se întâmplă. Oamenii spun că apelează la fondul de urgență atunci când totalul depășește bugetul propus. Intrăm într-un supermarket din capitală. Vrem să vedem cât de mare e diferența între realitatea cumpărătorilor și cea de la casele de marcat. Ne oprim la acești doi soți care au pus în coș cumpărături suficiente pentru o familie de 4 persoane. 800-900 de lei. Așteptăm concluzia. Avem deja 1000 de lei, ți-am zis. Hai de voi și n-am estimat bine. 1026-24. Te pare că am mai crescut prețurile de săptămâna trecută? Trebuie să avem o rezervă în buzunar. În fondul de rezervă, umblăm la fondul de rezervă. Ne mutăm la altă casă. Aceste două femei se pregătesc pentru o petrecere. Au pus în coș toate cele necesare, dar nu prea au idee care va fi totalul. Cred că o să fie cam 400 de lei, dacă nu mă înșel. 552 și 84. N-am zicit. Întotdeauna ne gândim că trebuie aia. În momentul când ajungi într-un magazin, observi că ai nevoie și de altceva. Alții recunosc că nici nu au așteptări. Habar nu am cât mă costă. Câte produse ai? 5. Că v-ați făcut un calcul cam care e totalul la ce v-ați cumpărat. Sincer, nu prea fac calcule. În ziua de s-au oscilat, la zi la zi s-au schimbat. Adică nu mă miră, nu găsim de două ori cam același preț. Ești calculat de obicei la cumpărături? Nu. De ce nu? Și dacă nu ai suficienți bani? Am. Nu, că nu sunt chiar de la să arunc așa cu banii, dar mie nu văd, că uite, mai am o pereche de ochelari și văd dublu, văd, îi pun la ochi peste ăștia. Nu vedeți prețul bine? Da. Ca să nu avem surprize la casele de marcat, economiștii ne recomandă să plecăm la cumpărături cu o sumă fixă de bani. Așa vom fi nevoiți să fim atenți la prețuri și la ce punem în coș. Lista de cumpărături trebuie respectată, spun experții, care ne sfătuie să rezistăm tentațiilor din magazin și ofertelor atât timp cât ele nu erau în planul inițial. Merele de Voinești, culese din Polonia, sunt noua găselniță a comercianților care vor să facă profit cu orice preț. Un depozit aflat în apropiere de Patria Merelor a fost închis după ce inspectorii DSV au constatat că merele din import erau vândute ca fiind românești. Totul în timp ce producătorii autentici se zbat să-și vândă producția către marile magazine. După scandalul puiului vopsit, acum la tarabe ar fi apărut merele poloneze cu etichetă de mere de Voinești. Inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinar au închis un depozit aflat în apropiere de Patria Merelor la Voinești pentru că încerca să ne păcălească. Dăm mâncare la animale și facem țuică din ele și cât o putea să mănânce animalele și restul le aruncăm. Uitați aici, idaretul, cât de frumoase, de aspectoase sunt și nu le anime. Vin din afară mere, din Polonia, Italia, Ungaria în special și sunt cumpărători și de la noi, din sat, care se duce acolo și le aduce încoace și le vinde și pe marginea drumului. Și spun că sunt mere românești. Cu astfel de înșelăciune a descoperit și Direcția Sanitar-Veterinară la un comerciant din comuna Dâmbovițeană, Malucu Flori. Acesta avea un depozit de fructe și legume și aducea mere din Polonia, pe care le vindea apoi ca fiind autohtone. Aici, unde se află acest magazin cu materiale de construcții, ar fi fost și locul depozitului de fructe și legume pe care inspectorii DSV l-au închis. Practic, autorizația pe care depozitul o avea era singura modalitate prin care tirurile cu mere din Polonia puteau trece de vamă și să ajungă în piețele din capitală, dar și din alte orașe. Acest depozit funcționa doar ca și autorizare sanitar-veterinară. Toată marfa venea direct cu tirul. De acolo plecau în diverse piețe din capitală sau din alte județe ale țării. Proprietarul a și recunoscut că, domnule, să știți că noi nu descărcăm aici, doar veneam, le duceam. Merele poloneze ar fi ajuns și într-o piață Angro din capitală. Doar că aici toți comercianții spun că merele sunt 100% românești. Merele și astea sunt românești? Da. De unde le aduceți? Un alt comerciant din aceeași piață Angro ne spune același lucru. Așa a pus-o, vădăm la 3,50 lei. 3,50 lei? Da. Sunt românești toate sau? Da, românești. Toate sunt de aprilie, păcăleală. E un depozit aici mare, aduce fructe de tot felul și spune că e de Voinești. Parcă nu se cunoaște. Ele sunt în Polonia, din Africa.
ca și perele. La intrarea în țară va trebui să fie controlate când intră în vamă. Ori atâta timp dacă sunt pe teșghea și nu știm nimic, deci nu există control, plătim degeaba. Asta este înșelătorie. Obligatoriu ar fi ca să afișeze de unde provine marfa. Autoritățile trag un semnal de alarmă și spun că nu suntem păcăliți doar cu mere și varza adusă din Macedonia ar fi vândută la Lungulețu ca varză românească, iar cartofii de Spania, Polonia sau Franța ar ajunge la tarabe ca fiind autohtoni. Guvernul promite o cale ferată modernă care să lege capitala de munte și mare. Dar până să ajungă la destinație, călătorii sunt nevoiți să aștepte trenurile în gări, unde n-au mai fost făcute investiții de zeci de ani. Sălile de așteptare arată dezolant, iar pe peroane și în pasajele subterane, mizeria domnește la fiecare pas. Oh my God! It's really disgusting. Este prima reacție pe care o au aceste două turiste din Spania care își petrec vacanța la Brașov. Au ajuns cu trenul în orașul de sub tâmpa și inevitabil s-au lovit de mizeria din gară, dar mai ales de cea de la chioșcurile abandonate. This is like a better or cleaner and not good image for the I don't know the station or for because it's just the place where everyone arrives. The first image is horrible, but when you visit the place, it's incredible. The city center is so beautiful, so clean. Like, it's a place where I will live, but not here. Până acum un an, în chioșcurile din fața gării funcționau magazine și fast food-uri, dar afacerile nu au mai mers, așa că foștii proprietari au abandonat spațiile, iar acum au ajuns în paragină. Geamurile au fost sparte, cablurile scoase din pereți, iar pe jos au fost aruncate haine și încălțăminte. Cea mai gravă situație este la acest fost magazin alimentar. Aici zona este plină de mizerie, iar locul a devenit un adevărat focar de infecție. N-am cuvinte. Ce vă șochează? Tot. Mizeria, peste tot. Eu acum aștept să merg la aeroport, deci circulație mare, vin fel și fel de oameni străini, strică imaginea orașului așa. Și normal. Ne mutăm într-o altă destinație turistică. Miile de turiști care ajung la predeal cu trenul au impresia că pășesc într-o altă lume de când pun piciorul pe peron. Sala de așteptare arată dezolant. Aici există niște capace metalice nesecurizate, unele țevi au fost lăsate în exterior, iar caloriferele sunt ruginite. Mizeria domnește la orice pas și în pasajul subteran, care pare că nu a fost renovat niciodată. Aici apa se infiltrează în pereți. Bine, apa de sus, de pe eroilor zis, și se scurge, se infiltrează până la capăt. Totul e deteriorat, da? Ce să-i facem? Asta e. Mi se pare normal în 2024 să mai fie astfel de condiții? A zis că nu sunt bani. Și dacă bani pentru renovarea gărilor pare că nu sunt, guvernul vrea să aloce peste 2 miliarde de lei pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov, București și Constanța. Cei 369 de kilometri de șine ar urma să fie reabilitați în următorii 3 ani. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul O Dragoste. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, un weekend minunat vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră! Bună seara, dragii mei! Astăzi cerul a fost variabil cu unorări, averse și descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei, prin Maramureș, Transilvania, la munte, local și în Moldova și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Trecător pe crestele montane au fost și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele s-au încadrat între 15 și 25 de grade. La noapte cerul va fi variabil cu unorări și ploi în Crișana, în Maramureș și pe suprafețe mici în restul teritoriului,
dar cu probabilitate mai mare în Banat, Transilvania și în Moldova. Pe crestele montane vor fi condiții pentru precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special la munte, la altitudini mari, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade. Mâine să știți că valorile termice sunt în ușoară creștere în cea mai mare parte a țării și se vor situa peste cele normale pentru începutul lunii aprilie. Cerul va fi variabil cu unorări prin Maramureș, în Transilvania și în Moldova, unde va ploua și vor fi posibile chiar și descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 16 și 24 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vor fi unorări temporare, iar maximele urcă până la 23 de grade în Târgoviște, 24 de grade și în Ploiești. În Transilvania, meteorologii anunță vreme închisă, izolat va ploua, iar maximele ajung undeva la 22 de grade în Alba Iulia, 20 de grade în Brașov. În Moldova, cerul va prezenta unorări temporare și sunt așteptate precipitații, posibil chiar și descărcări electrice din a doua parte a zilei, vor fi până la 25 de grade în Galați, 22 de grade în Focșani. În vestul țării ne așteaptă vreme închisă și se vor înregistra până la 22 de grade în Timișoara, 20 de grade în Reșița. În Oltenia se anunță vreme foarte caldă, dar cerul va fi mai mult înorat, iar maximele ajung, iată, la 24 de grade în Craiova, 25 de grade în Slatina. În Dobrogea vorbim de vreme plăcută, mâine ne vom bucura și de intervale cu soare, iar termometrul va indica maxime de până la 19 grade în Mangalia, 23 de grade în Tulcea. În capitală, săptămâna s-a încheiat cu vreme caldă, chiar mai caldă decât în mod normal pentru această dată, am avut cer variabil cu unele înorări după amiaza și seara, iar termometrul a indicat o maximă de 22 de grade. La noapte se anunță vreme liniștită, vânt slab, cer variabil și o minimă de 9 grade. Mâine, prima zi de weekend, aduce vreme foarte caldă, dar cerul va fi mai mult înorat. Se vor înregistra 24 de grade. La munte se anunță vreme foarte caldă pentru această dată, cerul va fi variabil cu unorări ziua când sunt posibile ploi, iar la altitudini mari avem chiar condiții pentru precipitații mixte. 12 grade vor fi în Semenic, 16 grade la Stâna de Vale. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Sanda m-a întrebat cum va fi vremea pe 23 aprilie în Iași. Maxima ajunge la 20 de grade, iar cerul va fi mai mult înorat. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. Noi ne revedem luni. Un weekend excelent să aveți, indiferent de vreme.